Controle ale polițiștilor au avut loc și la Spitalul de Pediatrie din Pitești. După o verificare de 3 ore, polițiștii au plecat cu probe de dezinfectant și mai multe documente. Conducerea spitalului spune că nu a avut un contract cu firma respectivă suspectată în acest dosar și că achizițiile au fost făcute direct. Ultima achiziție a fost făcută în luna aprilie. Domnii de la poliție au căutat actele de achiziție a dezinfectantelor sau contract, dacă avem contract cu firma respectivă. Noi nu avem contract cu firma respectivă, deoarece luăm prin achiziție directă. Ați folosit dezinfectanții din această anchetă penală? Da, i-am folosit până pe data de 27.04.2016, când am hotărât suspendarea dezinfectanților în unitate. 150 de polițiști specializați în investigarea criminalității economice au participat la descinderi pentru ridicarea de probe și înscrisuri.